Școala are început și drona educației la înălțime își continuă zborul joia aceasta deasupra uneia dintre puținele cetăți medievale din Europa locuită permanent, Sighișoara. O cetate care a rezistat de-a lungul secolelor datorită modului de administrare, fiecare din cele 14 turnuri aparținând unei bresle. O lecție prezentată de profesoara Cristina Dudan despre obiectivul de dezvoltare durabilă numărul 11, orașe și comunități durabile. Ce putem face pentru ca și comunitățile din zilele noastre să reziste și să prospere? Răspunsul joi de la ora 11 în direct pe canalul YouTube Educație la Înălțime. Un proiect al Asociației Însemne, realizat în parteneriat cu Departamentul pentru Dezvoltare Durabilă din cadrul Guvernului României și susținut de Ministerul Educației.